Salut, dragilor! Astăzi o să vă vorbesc despre campania Fornetti Fancy. Am crescut împreună și la mine chiar are sens, pentru că de fiecare dată când plecam de la școală și mă îndreptam către antrenament, îmi era greu să iau mâncare de acasă, să pot să mănânc și la prânz. Așa că intram de fiecare dată la Fornetti, îmi cumpăram repede ceva care m-a ajutat să am energie și pentru antrenament. Sau dimineața când plecam la școală sau seara când plecam de la antrenament, îmi cumpăram un Fornetti rapid și îmi rezolva masa pe perioada respectivă. Și dacă tot e vorba de Fornetti Fancy, astăzi o să facem o nebunie de mâncare, pentru că o să facem un pui cu smântână și o să-l combinăm cu aceste mini pateuri cu ciuperci de la Fornetti. O să fie un deliciu, poate să fie și o cină romantică. E foarte simplu de gătit, de preparat și credeți-mă că e senzațional. O să avem nevoie de o tigaie, o să avem nevoie și de o plită. Punem la încins, adăugăm puțin ulei. Eu am niște mușchiuleți de pui pe care o să-l tai fâșii. E foarte simplu de gătit și nu ai nevoie de multe ingrediente. Ai nevoie de ceapă, ulei, ceapă tocată foarte mărunt, smântână pentru gătit, piper și sare. Deci mini pateurile astea cu ciuperci, în combinație cu puiul ăsta și cu smântâna și cu ceapa și cu puțin usturoi, o să fie senzație, credeți-mă că e fabulos. Gata, uleiul nostru s-a încins. Am adăugat puiul. Și adăugăm ceapa, stocată mărunt. Focul să nu fie foarte mare în momentul ăsta, pentru că nu vrem să se ardă ceapa, doar să se călească puțin. Adăugăm și usturoiul. Lăsăm 30-40 de secunde și usturoiul, după care adăugăm smântâna de gătit. Eu am undeva la vreo 300 de ml de smântână de gătit. Așteptăm să fiarbă și să scadă, să se formeze sosul. Bun, putem să luăm deja farfuria pentru plating. Și avem acum mini pateurile cu ciuperci de la Fornetti, pe care o să le tăiem așa în triunghi, dar puteți să le lăsați și întregi, nu e niciun fel de problemă. Le așezăm aici. Sosul s-a format, puiul cu smântână este gata. Putem să oprim plita. Și acum este momentul adevărului. Vedeți-mă că e senzațional. Eu și Ada l-am avut la nuntă, un aperitiv asemănător. Dragilor, ăsta este preparatul făcut de mine în urma provocării primite de la Fornetti România, Fornetti Fancy. Eu mă apuc de mâncat că nu mai pot, îmi plouă în gură. E delicios, credeți-mă. Vă pup, ne vedem data viitoare!